Premieră medicală în Baia Mare. Doctorii de la Spitalul Județean de Urgență au reușit să scoată din abdomenul unei femei splina, care cântărea peste 6 kg. Intervenția, care a durat peste 2 ore, le-a dat mari bătăi de cap specialiștilor, pentru că pacienta are 63 de ani și suferă de o formă rară de leucemie. Era risc foarte mare de sângerare. Surpriza a fost că făceam incizia și nu reușeam să ajungem la marginea splinei. Aceasta a fost senzația de început. Am făcut operația, vorbind și cu pacienta, vorbind și cu aparținătorii, bineînțeles, asumându-ne toate riscurile, pentru că știam că avem tot ce ne trebuie ca și aparatură, ca și pregătire. Acum pacienta este în afara oricărui risc. Medicii au decis să apeleze la bisturiu pentru că femeia nu mai răspundea la tratamente. Pe lângă o splină ieșită din comun, ea avea și o anemie severă și probleme cu coagularea sângelui.